nu știu, misiunea care avea pe pământ să predice Evanghelia cu mare putere și să facă minuni și semne. Hosana! Spune cuvântul Domnului că niște mame care doreau să ducă copiii la binecuvântare, vreau să vină și la Domnul Iisus, ca să se roage, ca Domnul Iisus să ia copiii în brațe sau să-și întingă mâinile peste ei, ca copiii să fie binecuvântați de Domnul Iisus. Dar ucenicii i-au certat pe mamă și au zis, mergeți că nu vedeți ce aglomerație e aici. Nu vedeți norodele cum vin aici și Domnul Iisus are multă muncă, multă treabă. Și mai veniți și voi acum, ați venit să veniți cu mamele și cu copiii. Nu are timp de tot. Domnul Iisus o știu că aceasta și aceasta lucrare. Și l-a zis în felul următor la ucenici, lăsați copiii să vină la mine și nu-i obligați. Pentru că vă spun, că dacă nu o să vă faceți ca acești copilași, cu niciun chip, nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat în brață, s-a rădăcit, a întins mâna peste copilași și a binecuvântat și sorelor au mers pline de bucurie, părăgeți de Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvinteze acești copilași. Haideți să ne ridicăm în picioare.